Bună seara! Iată că ne-am întâlnit. Așa cum vă anunțam puțin mai devreme pe pagină, avem o nouă surpriză în seara asta pentru copii, în premieră. Andreea m-a invitat să le citesc o poveste copilului. Numele meu este Anca și povestea aleasă este una în legătură cu cuvântul pe care îl auzim foarte des zilele acestea, care este solidaritate. O să vă arăt și cărticica din care o să citesc copiilor. Ursul și solidaritatea. Poate că o aveți, poate că ați citit-o deja, dar e plăcut să ne o amintim. Și eu am citit-o fetiței mele acum mai mulți ani. Este o povestioară scurtă, dar foarte frumoasă, cu niște ilustrații foarte frumoase, pe care o să vi le arăt din când în când. Și sper să vă placă. O să așteptăm să mai vină lângă noi câțiva copilași și câțiva părinți. Îi invităm și pe părinți, deopotrivă alături de noi, pentru că poveștile sunt frumoase la orice vârstă. Și o să vedem care este treaba cu solidaritatea asta pe care, de care tot auzim în zilele acestea. Și poate că pentru cei mici e bine să și explicăm un pic ce e cu cuvântul ăsta așa ușor complicat. Solidaritate, pare despre ce este el. Este destul de simplu. În spatele lui se spune de fapt că este vorba despre a ne ajuta reciproc între oameni sau între animale, așa cum vom vedea în povestioarea noastră. În câteva secunde vom începe și, așa cum vă spuneam, neapărat o să vă arăt și ilustrațiile care sunt foarte, foarte frumoase. Așa, ca să pătrundem în poveste. Este un peisaj așa foarte colorat, ca în niște vise frumoase. Bun, mă bucur că le vedeți și voi. José Moran, al Paz Rodero, este autorul. Și prima imagine este aceasta, care pare a fi un ursuleț adult cu niște puiuți. Exact cum sunt unii dintre voi acum, cu părinții, înainte de culcare. Și o să începem să povestim despre Olaf. Olaf era un urs polar care își petrecea timpul înotând, pescuind și aruncându-se în apă de pe iceberguri. Când gheața se spărgea sub greutatea celor 500 de kilograme ale lui, mulți credeau că era din cauza schimbărilor climei. Olaf și ursoaica Helca aveau doi copii drăguți nou-născuți, care păreau de jucărie. Ca toți puii, erau încă orbi. Dar asta nu îi împiedica să se joace cu zăpada, deși cel mai mult le plăcea să doarmă. Și o să vă arăt și imagine cu cei doi părinți și cei doi puiuți jucăuși și somnoroși. Mai departe. Lui Olaf îi plăcea tare mult la pol. Peisajul alb cu albastru, liniștea, viața familiară, carnea de focă, apusurile de soare. Dar era ceva ce nu îi plăcea niciun pic. Iarna înghețată și interminabilă. Căci Olaf, în ciuda stratului gros de grăsime și blănii care îl protejau, era foarte friguros. În fiecare an, repetat tremurând: ce nesuferită iarna, de s-ar termina odată.
Ia să-l vedem pe Olaf, al nostru visător, în fața apusurilor de soare și care, culmea, pentru un urs polar, nu-i plăcea frigul și iarna. Cine ar fi crezut? Era un urs mai poet. Atât de tare îl supăra frigul, că visa să plece în vacanță într-un loc mai cald. Și într-o zi, i-a propus asta Helcăi. Dragul meu, o să ne pârlim de atâta căldură, i-a răspuns ea. Noi suntem făcuți să trăim aici, la pol. Dar Olaf era cam încăpățânat. Când își punea ceva în cap, nu mai puteai discuta cu el. Păi sigur, tu și copiii hibernați și nu simțiți frigul, iar eu, între timp, îngheț și mă plictisesc ca o stridie. Așa zicea Olaf, că se plictisește ca o stridie. Vedem puțin din căsuța lui și cum era el plictisit acolo pe ghețar. Mai Olaf ăsta era foarte special pentru un urs polar, vă spun. Dar în anul acela s-a întâmplat ceva care l-a ajutat pe Olaf să-și îndeplinească visul. La sfârșitul toamnei a primit o carte poștală de la unchiul său Brandon, un urs brun, bătrân și singuratic, care trăia într-o pădure uitată de lume. Carta poștală spunea: Dragă nepoate Olaf, îți scriu pentru a-ți cere ajutorul. Alaltăieri am căzut dintr-un copac și mi-am rupt o labă. Nu mai pot să vânez. Ai putea veni să-mi dai o mână de ajutor? Te îmbrățișez, Brandon. Aici, Olaf primește cartea poștală surpriză care vine exact în întâmpinarea dorinței lui. Ce să vezi, ursul brun Brandon avea nevoie de ajutorul lui exact acum. Ce se întâmplă mai departe? Ia să vedem. Sărăcuțul, a exclamat Olaf. Dacă nu mă duc să-l ajut, s-ar putea să moară de foame. E destul de bătrân. Ai dreptate, a zis Helca. Trebuie să te duci. Nu-ți face griji pentru copii, mă ocup eu de ei până te întorci. Așa că Olaf a plecat în călătorie. Când înotând, când mergând, ursul alb se îndepărta de regiunile polare și descoperea peisaje noi și frumoase. Ce frumoasă e lumea! Se minuna el. Ia să-l vedem pe Olaf, descoperind și alte tărâmuri decât cele înghețate și albe pe care le știa el. Ce frumoasă e lumea! Așa e! Într-o dimineață de iarnă, Olaf a ajuns la destinație. Munții în care locuia unchiul său. A urcat și a tot urcat până când, în sfârșit, odată cu lăsarea serii, a ajuns în pădure unde l-aștepta unchiul. Olaf! L-a strigat Brandon de departe. Unchiule Brandon! A răspuns Olaf, bucuros că îl vede sănătos, chiar dacă un pic cam slab. Ce mai faci? Cei doi s-au îmbrățișat zdravăn ca niște urși ce erau. Ia să vedem. Asta era îmbrățișarea dintre unchi și nepot. Doi urși zdraveni. Și urșii se îmbrățișează. În acea iarnă, care pentru Olaf s-a dovedit caldă ca primăvara de la pol, ursul alb a avut grijă de unchiul său, cum a știut mai bine. I-a oferit mai ales multă dragoste, care este cel mai bun medicament. De asemenea,
pescuia din râu cei mai buni pești, pentru ca Brandon să se hrănească bine, juca cărți cu el și îi aducea apă proaspătă, iar seara îi spunea povești de la pol până adormeau amândoi. Cam așa își petreceau cei doi urși zilele și nopțile, ca un fel de carantină, așa îmi spune, ca să se semene cu ce trăim noi acum. Dar noi nu suntem bolnavi. Asta e bine. Așa a trecut iarna. Brandon se întrema puțin câte puțin, dar când a venit primăvara, cu miile ei de culori și parfumuri, încă nu era pe deplin vindecat. Astfel că Olaf a hotărât să mai stea puțin. Cobora în vale, în ciuda căldurii care îl chinuia, să adune cele mai gustoase și mai apetisante delicatese pe care le putea găsi, precum merișoare, melci și miere, care erau mâncărurile preferate ale bătrânului urs brun. Cam așa arăta în văile cutreierate de Olaf primăvara, în căutare de cele mai bune delicatese pentru bătrânul său unchi, puțin bolnav. Dragă nepoate, i-a spus într-o zi Brandon lui Olaf, mi-ai salvat viața. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai făcut pentru mine. Dar dacă nu te întorci repede la pol, o să te topești ca o bucățică de zahăr. În plus, acum sunt vindecat. Cred că ai dreptate, unchiule, a recunoscut ursul polar, gâfâind și asudând din greu. Adevărul este că aici e o căldură cumplită. Niciodată nu mi-am închipuit că soarele poate arde așa de tare. Aproape că nu mai sunt în stare să fac niciun pas. Așa vorbeau cei doi urși. Și se sfătuiau. Și ce să vezi? Olaf a recunoscut că locul lui, deși așa frumos, nu prea era acolo. Ce se întâmplă oare mai departe? Brandon l-a însoțit pe nepotul său o bună bucată de drum. În cele din urmă a sosit momentul despărțirii. La revedere, Brandon! Te așteptăm la pol! La revedere, Olaf! Mai vino când vrei! Olaf și-a continuat lunga călătorie pe jumătate mort de căldură. Ah, ce dor îmi e de Helca și de ursuleții mei dragi, se gândea el. Și ce chef am să mă scufund în apa rece și să dorm pe zăpadă. Așa arătau celelalte locuri pe care le străbătea Olaf în drumul lui înapoi spre pol. Într-un târziu, Olaf a ajuns în locul după care tângea atâta. Tati, tati, te-ai întors! Ce bine! Au exclamat copiii lui când l-au văzut. Ne înveți să pescuim? Doamne, ce mult ați crescut! A zis el. Helca, pădurea e frumoasă, dar ai avut dreptate. Acolo te pârlești. Nimic nu e ca în tărâmul nostru înghețat. Da, dar sunt foarte mândră de tine. Ți-ai riscat viața pentru cineva. Meriți o grămadă de pupici. Așa arăta familia fericită a lui Olaf. Și povestea noastră s-a terminat. Dacă e să spunem așa două cuvinte despre ea, am putea spune că, într-adevăr, este foarte bine să ajuți atunci când poți, să salvezi viața cuiva sau pur și simplu să-i faci pe alții să se simtă un pic mai bine.
Sper că v-a plăcut povestea noastră și vă invităm să urmăriți pagina de Facebook, Andreea Berecaut Academy, să urmăriți toate lecțiile gratuite care se prezintă online în aceste zile, special pentru copiii care stau acasă. Și dacă doriți, puteți să solicitați o nouă poveste și promitem că vom reveni într-una dintre aceste seri pentru a povesti și mai mult împreună. Noapte bună, copii! Seară bună, părinți, și multă sănătate tuturor! V-am pupat!